Scumpii mei, s-a vorbit foarte frumos astăzi aici despre modul în care trebuie să fim veghetori, să-L așteptăm pe Domnul. Și apoi să fim recunoscători și nu nerecunoscători. Pentru că viața aceasta este o viață în care foarte des suntem în poziția de a fi recunoscători, de a mulțumi cuiva, sau în poziția de a ni se mulțumi. Și atunci când este vorba de noi oamenii, apreciem recunoștința cuiva. Detestăm oamenii cărora le-am făcut bine și în loc să ne mulțumească, ne vorbesc de rău sau poate ne fac rău. Până acolo merge viața de pocăință și excelența în pocăință, încât nu trebuie să întoarcem rău pentru rău, ca și copiii lui Dumnezeu, trebuie să răspundem răului prin bine, să biruim răul prin bine. Dar asta nu înseamnă că nu ne uităm la o persoană care ar fi trebuit să fie recunoscătoare și nu este, cu o anumită doză de resentiment. Asta atunci când altcineva trebuie să ne fie nouă recunoscător. Când noi trebuie să fim recunoscători altora, uneori uităm. Am făcut o dată mai de mult o chemare de vizită unei familii. Și li s-a dat aprobarea să vină. Când au venit, mi-a spus: vai, frate, zice, când am ajuns la ambasadă și când au deschis pașapoartele noastre și au văzut că am umblat prin toată Europa și că suntem niște oameni care umblăm și călătorim și avem vize de la mai multe țări, imediat ne-a pus viză. Bă, nu m-am supărat la nivelul la care să spun, uite, băi, chemarea care le-am făcut-o n-a valorat nimic. Puteau să tac. Măcar atât. Ne e greu să înghițim un act de nerecunoștință. Și vreau să vă spun că stă în caracterul normal al omului când îi se face bine să fie recunoscător, să mulțumească. Cazurile de nerecunoștință flagrante sunt rare. Mare majoritate dintre noi suntem oameni decenți. Aș vrea însă să vă spun când și unde păcătuim teribil fiind nerecunoscători. Când e vorba de Dumnezeu. Când este vorba de Dumnezeu, îi mulțumim generic că probabil fiecare când începe o rugăciune spune: Doamne, îți mulțumim că ne-ai mântuit, îți mulțumim că și că, face parte din rutina unei rugăciuni. Însă, vă spuneam odată lucrul ăsta, ne sculăm în fiecare dimineață, bucuroși să vedem lumina lui Dumnezeu, respirând aerul lui Dumnezeu, bând apa lui Dumnezeu, mâncând mâncarea lui Dumnezeu, îmbrăcându-ne cu haine date de Dumnezeu.
Știu că le-au fabricat, dar din ce le-au fabricat? Toate resursele, toate materiile prime din universul acesta, pe care le folosim pentru noi, să ne facem haine din ele, să ne facem case din ele, să ne facem îmbrăcăminte din ele, sunt de la Dumnezeu. Și există pericolul să nu-i fim suficient de recunoscători lui Dumnezeu. Știți cât de periculoasă este nerecunoștința? Probabil, marea majoritate dintre dumneavoastră, atunci când se citește Romani, capitolul 1, simțiți o jenă profundă, pentru că aici sunt niște cuvinte tari, niște păcate grosolane pe care le săvârșesc oamenii. Cum s-a ajuns la ele? Care a fost primul pas? Versetul 21 spune, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândire de șarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. Întunecimea minții se mai numește nebunie. Vă aduc aminte de bogatul căruia i-a rodit țarina și care într-o noapte a stat de vorbă cu el însuși, că nu exista altcineva în universul lui. A spus, bea suflete și mănânc. Ai strâns lucruri pentru multă vreme. Și Dumnezeu i-a spus, nebunule, chiar noaptea aceasta ți se va cere sufletul și toate lucrurile acestea, ale cui vor fi? Poate că sunt mai multe, eu am măsurat vreo 6 inamici ai recunoștinței, dușmanii recunoștinței. În primul rând, predispoziția. Există oameni care au această predispoziție în caracterul lor. Să fie negativiști, să vadă toate lucrurile negru. Pesimiști. Poți să le arăți 100 de lucruri bune. Dacă un sfert de lucru nu e perfect, de ăla se agață. Nu știu, poate să fie un serviciu divin extraordinar. Dacă a sunat odată strâmb stația sau cineva a luat o notă falsă sau predicatorul a greșit un cuvânt sau a încurcat un nume, acolo s-a cramponat. Totul este distrus și negativ. Ne uităm la viața noastră, la lucrurile pe care le avem. Și avem întotdeauna senzația că batem pasul pe loc. Există oameni cu această predispoziție în caracterul lor, oameni negativiști, pesimiști. Ori când l-am primit pe Hristos, când m-am întors la Hristos, orizontul meu trebuie să fie altul. E adevărat, până la a-L întâlni pe Hristos, viața era întunecoasă. Viitorul era sumbru. Perspectiva era întunecată. Dar când l-am primit pe Hristos, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Mi-aduc aminte de un misionar care a fost jefuit pe stradă. I-au furat toți banii din portofel și misionarii n-au mulți bani în portofel. Și a ajuns acasă, la locuința unde stătea. Și s-a așezat pe genunchi să se roage. După ce ești jefuit, ce faci? Te rogi. Și când a început să se roage, a început să spună, Doamne, în primul rând îți mulțumesc că sunt în viață, că puteau să-mi ia viață. În al doilea rând îți mulțumesc că
N-am luat bătaie, că mă puteau lăsa în viață, dar puteau să-mi trag o mamă de bătaie, să mă învinețească, să-mi rupă ceva, sunt așa. În al treilea rând, îți mulțumesc din toată inima că mi-au luat portofelul, dar au lăsat hainele de pe mine. Puteau să-mi ia și hainele. Și apoi, Doamne, îți mulțumesc din toată inima că n-am avut mai mulți bani în portofel. V-ați putea imagina o asemenea rugăciune, fraților? Există oameni care au o înclinație, un instinct în caracterul lor de a pune, a turna apă pe foc, de a întuneca lucrurile, de a le negri. Fratele pastor Adrian vorbea mai devreme despre călătoria poporului Israel prin pustie. Știți ce s-a întâmplat când au ajuns la granița Canaanului? Au trimis niște iscoade. Și când au trimis iscoadele, 10 dintre ei au spus, da, aici nu se poate nimic. Sunt uriași. Ne mănâncă. Și 2 au spus, păi e bine că-s mari, că noi îi mâncăm pe ei. Avem să ne săturăm. Întotdeauna, în orice circumstanță, poți să vezi lucrurile așa sau altfel. Le poți vedea întunecos, negativ, pesimist, sau poți să găsești lumina de la capătul tunelului. Spui, va fi bine. Să ne cercetăm fiecare dintre noi, să nu avem o predispoziție de a vedea toate lucrurile negativ, de a ne închipui ce e mai rău. În al doilea rând, vorbim de oameni cu predispoziția de negativiști, anturajul, relațiile toxice. Se vorbea mai devreme despre popoarele celelalte care au vrut să scape și ele de statutul de cetățean de mâna a doua, cum erau ei în Egipt atunci. Au zis, ieșim cu evrei și ajungem și noi la libertate. Când stai în preajma unor oameni care cârtesc, s-ar putea la un moment dat să ajungi să cârtești și tu. Când stai în preajma oamenilor nemulțumiți, s-ar putea să ajungi să fii și tu nemulțumit. Mi-aduc aminte că a venit la biserică mai mulți ani în urmă o familie de necredincioși. Și m-am bucurat foarte mult de faptul că l-au primit pe Domnul Iisus Hristos. Însă când am văzut lângă cine se așează la fiecare serviciu divin, am întristat cumplit. Pentru că mi-am dat seama că acel anturaj nu era un anturaj sănătos. Familia aceea astăzi nu mai este printre noi. Pentru că au reușit să intoxice la nivelul la care să-și piardă și credință. Când stai în vecinătatea oamenilor negativiști, astea sunt anturaje toxice. 3. Invidia. Când privim spre alții și ne comparăm cu ei. V-am mai povestit de revista extraordinară Better Homes and Gardens. Și dacă stai, te întrebi, better than whose? Better than yours. Dragii mei, întotdeauna va fi o casă mai frumoasă pe strada ta. Întotdeauna va fi o femeie mai bine îmbrăcată, la numai 2-3 scaune de tine se va așeza. Ciudat, o să se așeze la 2-3 scaune de tine, una mai îmbrăcată, mai frumos îmbrăcată decât tine. O să așeze lângă tine unul despre care știi că are mulți bani, câștigă mai mulți bani la servicii. Și când ai văzut oamenii ăștia, când casa ta ți se pare un coteț, banii tăi ți se par mărunțiși,
Hainele tale ți se par zdrențe? De ce? De ce? Aici, te-am prins. Mergeam sâmbătă dimineață, voi uitați așa, și voi, brother Pavel și sora Lidiuța, știți că acolo mergeam. Sâmbăta la Shady Maple. Ce era la Shady Maple? Magazin de haine de mână a doua. Surorile stăteau cu orele. Acolo trebuia să cauți. A fost o vreme când de acolo ne îmbrăcam. Când veneam acasă, le lua, le spălea, le fierbea, le modifica, le aranja. Fetele duminică erau fericite că au haine noi la biserică. Niciodată nu m-am uitat la altcineva să zic, domnule, vezi, e costum de $500. Un prieten de-al meu, l-am vizitat câțiva ani în urmă, m-a zis la șifonier, zice, fii atent aici, n-ai impresia că sunt mândru sau că sunt așa, da, zice, trebuie să-ți arăt. Ai văzut vreodată costum de $10,000? De ce e, băi, brodat cu aur? Cu ce costum de $10,000? Băi, zice, l-am luat foarte ieftin, l-am luat de ocazie. Știi de ce l-am luat? De ce? Ca să-ți arăt cum arată un costum de $10,000. Ce m-am dus, am pus mâna pe el, l-am învârtit de 2-3 ori, l-am struns așa, s-a șfonat. Bine, $10,000 aruncați. Frați și surori, noi nu suntem multimilionari, miliardari, să ne permitem să umblăm în mașinile lor, să ne permitem să stăm în case, pe malul oceanului, pe vârful muntelui. Nu suntem la nivelul ăla. N-am să uit niciodată, un păstor din România a venit și era cu soția lui în mașină și ne-am dus să-l plimbăm, să vadă și el orașul. Nevastă sa din spate era entuziasmată. Ia uite casa aia, ia uite casa aia la altă. El la un moment dat s-a săturat să tot îi arate nevasta, când într-o parte, când în alta, case frumoase, și zice, lasă, dragă, noi avem casă în cer. Nevastă sa din spate, ai mai taci din gură. Fraților, am descoperit care este cea mai frumoasă casă din lumea asta. Cea mai frumoasă casă din lumea asta e casa mea. Că toate celelalte doar mă pot uita la ele. Doar mă pot uita la ele. Nu le pot admira. Îmi place arhitectura, nicio problemă. Dacă văd un design frumos, îl pot admira. Dar nu eu mă bucur de lucrurile alea. Cele mai frumoase sunt alea de care mă bucur eu. Al patrulea rând, un alt inamic al recunoștinței sunt necazurile, boala, durerea, suferința, chiar pierderile uneori financiare. Când ești în necaz, stai și te întrebi, acum, pentru ce să-i mulțumesc? Să-i mulțumesc pentru necaz, să-i mulțumesc pentru suferință, să-i mulțumesc pentru durere? Și mă uit la Pavel, care zice, mă bucur, simt plăcere când trec prin suferințe și prin necaz. De-aia a scris el și nu eu cea mai mare parte din Noul Testament. Că eu nu știu dacă puteam să scriu așa ceva. Nu știu dacă aș putea să vorbesc așa ceva. Frați și surori, Pavel când se uită la necazuri, se uită ca la o monedă convertibilă. Știți că toate bogățiile și bunurile pe care noi le avem le putem duce în cer, dar numai alea pe care le dăm în numele Domnului.
Că Biblia spune în 1 Timotei capitolul 6 că trebuie să fie bogați în fapte bune ca să-și strângă o comoară în cer. Deci când ești bogat în fapte bune, când folosești resursele pe care le ai ca să ajuți pe alții, să investești în lucrarea lui Dumnezeu, alea le convertești și le transferi în cer. O altă monedă, nu acolo nu-ți dolar, nu-ți euro, dar există o monedă a cerului în care tu convertești dărnicia ta. Însă mai convertim ceva. Necazurile, suferințele și durerile noastre le convertim într-o greutate veșnică de slavă. Fiecare lacrimă se înregistrează și se răsplătește. Vedeți, lui Iov Dumnezeu i-a dat dublu. Moise a fost puțin mai modest și a spus: Doamne, am văzut urgia ta, am văzut nenorocirile, am văzut necazurile, măcar atâția ani cât am văzut urgia ta, dă-ne și repaus, dă-ne și bucurie, dă-ne și fericire. Și Dumnezeu spune: doar atât vă trebuie. Vă trebuie doar dublu, vă trebuie doar atât pentru suferințele noastre ușoare de o clipă. Dumnezeu ne dă o greutate veșnică, infinită, de slavă, mărit să fie numele Domnului. De aceea, fraților, să nu fim nerecunoscători în necazuri. Eu nu știu dacă vreunul dintre noi a făcut rugăciunea misionarului de adineauri, dar când trecem prin necazuri, vreau să vă spun că e cineva care trece prin necazuri mai mari. În al doilea rând, niciun necaz nu se compară cu suferințele Domnului Iisus Hristos. Și apoi niciun necaz nu se compară cu fericirea care ne așteaptă în glorie. Apoi, un alt dușman al recunoștinței sunt nereușitele, neîmplinirile, poate în carieră. Poate că te-ai așteptat să progresezi, să fii promovat. Poate ai crezut că ești mai bun decât altul și de fapt el ți-a luat poziția sau ți-a luat-o înainte, a fost promovat. Toate aceste nereușite, ești la examen, e o notă rea. Sau nu iei nota pe care ai așteptat-o. Crezi că ai merita un serviciu mai bun și nu îl găsești. Poate crezi că ar trebui să fii mai respectat și mai apreciat de cei din jurul tău. Și se pare că nu ți se dă onoarea și respectul pe care l-ai meritat. Scumpii mei, toate acestea sunt realități ale vieții. Noi nu suntem nerealiști. Noi nu negăm realitatea necazurilor, suferințelor, problemelor, nereușitelor, neîmplinirilor din viață. Ele sunt realități. Să sărim într-un picior vesel că n-am fost promovat sau că n-am luat notă bună sau că suntem bolnavi. Sau... Eu nu spun asta. Dar ca asta să mă împiedice să-i fiu recunoscător lui Dumnezeu. Știți ce a spus Iov? Zice, ce, să primim numai binele și să nu primim și rău? Că Dumnezeu are un plan. Primul lucru pe care Dumnezeu îl spune lui Iov, vedeți, Iov stă de vorbă cu prietenii lui și până la urmă Dumnezeu îl îndreptățește pe Iov, îi dă dreptate lui Iov. Dar în conversația lui cu prietenii, nu în ceea ce Iov spunea vis-a-vis de relația lui cu Dumnezeu. Când lucrurile nu mai sunt între Iov și prietenii lui, când sunt între Iov și Dumnezeu, vine Dumnezeu și prima întrebare pe care o pun este: cine este cel care mi întunecă planurile? Eu vreau să ies biruitor. Eu am încredere că Iov nu se va lepăda de mine, va rămâne statornic și neclintit în neprihănirea lui. Iov
E onoarea mea în joc. Planul meu este ca un om să-l facă de râs pe diavolul. Să-i nimicească planurile. Și să demonstreze că e posibil în lumea asta ca un neprihănit să-l slujească pe Dumnezeu din conștiință și nu din interes. Și pentru asta trebuie să pierzi totul. Ca să se demonstreze că e posibil. Și în fine, în al șaselea rând, un alt inamic al recunoștinței sunt îngrijorările. Toți oamenii se îngrijorează într-o anumită măsură. Sunt unii care sunt mai predispuși la îngrijorări decât alții. Îi numim în limbaj popular prăpăstioși, care pun răul înainte. Mai ales în... eu nu cred în toate stereotipurile, dar în asta cred. Românii sunt foarte prăpăstioși. Când se gândesc la viitor, cad de drobul de sare, tai, vedem numai apocalipse și nenorociri. Vor veni, că spune Biblia că vor veni. Dar astăzi e bine. Azi e bine. Ne bucurăm de ce e astăzi și mulțumim lui Dumnezeu. Vreau să citesc Matei 6 de la versetul 25. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul, mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai mult de preț decât ele? Și apoi cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor. Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși, ajunge zilei necazul ei. Și aici vreau să spun un lucru. Știi când îți e frântă spinarea sub povara îngrijorărilor? Când pui pe ea mai mult decât încape într-o zi. Când simți că te prăbușești, că ești strivit și călcat în picioare de frică de ceea ce anticipezi că se va întâmpla, ai pus în spatele tău o povară mai mare decât ziua de azi. Dă jos tot ce nu face parte din ziua de azi. Și dintr-o dată vei respira ușurat, pentru că Dumnezeu ți-a făcut umerii suficient de capabili să poarte o zi. Filipeni 4:6, nu vă îngrijorați de nimic, de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri, se vorbea mai devreme de rugăciune, dacă îngrijorarea este dușmanul recunoștinței, rugăciunea e dușmanul îngrijorării. Și rugăciunea întotdeauna biruie îngrijorarea. 1 Petru 5:7, și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, că Cel însuși îngrijește de voi. Îngrijorările
sunt întotdeauna cu privire la lucrurile pe care nu le putem schimba. Nu poți să adaugi un cot la înălțimea ta. Nu poți să adaugi o zi la viața ta. Totuși te îngrijorezi, te înspăimânți, se frică. De ce să te îngrijorezi cu privire la ceea ce nu poți schimba? Îngrijorările sunt cu privire la lucrurile care s-ar putea să se întâmple. S-au făcut niște studii. 99% din lucrurile pe care le anticipăm și ni le imaginăm că ar fi posibile, nu se vor întâmpla niciodată. Ne îngrijorăm cu privire la lucruri care s-ar putea, dar nu se vor întâmpla, majoritatea dintre ele. Și de asemenea ne îngrijorăm cu privire la lucruri care nu sunt esențiale. Vă aduceți aminte atunci când Marta considera că cel mai important lucru este să-L îi dea o masă bună Domnului Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos îi spune, mâncarea este foarte bună, mulțumesc mult, dar prioritatea numărul unu acum este cuvântul meu. Îngrijorările sunt întotdeauna cu privire la lucruri neesențiale. Pe când în Luca 21 cu 34 spune, luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu buibare de mâncare și băutură. E un text prea potrivit înainte de o masă de dragoste, dar dumneavoastră sunteți inteligenți, știți ce vrea să spun aici cuvântul. Și cu îngrijorările vieții acesteia și astfel ziua aceea să vină fără veste. Să te găsească nepregătit. Dragii mei, vă invit să vă ridicați în picioare. Am vrea să înălțăm o rugăciune înaintea Domnului pentru ca Dumnezeu să pună un duc de recunoștință în inimile noastre. Ne aduce aminte de toate binefacerile Lui. Nu uita niciuna din binecuvântările Lui. Pentru că toate au fost pregătite special de Dumnezeu, croite special de Dumnezeu pentru viața ta. Și nu uita, oriunde ai fi, Dumnezeu este cu tine. Dumnezeu îți cunoaște lipsa, îți cunoaște necazul, îți cunoaște problema, îți cunoaște diagnosticul și la vremea potrivită și potrivit voii sale va interveni și va lucra și va fi de partea ta, îți va fi binevoitor.